Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte de ședință. Armata Roșie e aici, impunătoare, amenințătoare, cu comportament de mafie. Și nu, nu sunt rușii, dar se comportă ca sovieticii. Sunt partidul PSD. PSD spune că a luat trofeul alegerilor din iunie 2024 și se pregătește și pentru cel din decembrie 2024. Nu poți însă să spui că ai câștigat alegerile când tu, de fapt, ai cumpărat voturi, ai intimidat oamenii să meargă să te voteze, plasând în fața fiecărei secții de vot un om care stătea cu lista să numere cine merge și nu merge la vot, ai amenințat nu doar pe angajații la stat, dar și pe cei din privat, că ar fi bine să fie cu PSD și să susțină PSD, ca să fie bine, ca să nu fie rău, că dacă nu, știi, vin controlele pe capul lor. Printr-o hotărâre de guvern a eliminat reprezentanții din secțiile de vot ai partidelor noi și ai pus reprezentanții ai minorităților, care nici măcar nu aveau candidați. Tot oamenii PSD-ului. Ce voturi să păzești, domnule Ciolacul, când nici măcar nu ai candidați? Ai comasat alegerile locale cu cele europarlamentare într-un mod ilegal și imoral. Și, ca să acopere această nelegiuire, a dat drumul la scandalul familiei Șoșoacă, care, la un semn, s-a stins. Ai racolat echipe de interlopi, care urmăreau competitorii politici și le distrugeau pliantele și materialele ca să nu ajungă în mâinile votanților. La Deva am fost intimidați și amenințați de interlopii PSD că vom fi linșați. Este un dosar deschis la poliție în acest sens. Iar acum, la bisericile românești din Italia, nimeni nu are voie să adune semnături. De ce? Pentru că doar oamenii PSD-ului au voie să strângă semnături. Rușine! Domnule Ciolacu și partidul noastră, ați fost deștepți să trăiți și să lăsați și pe alții să trăiască. Doar că PSD-ul vrea tot. Vrea și capra vecinului și vrea să și moară vecinul. Să nu mai respire nimeni în România dacă nu este cu PSD. Reprezentarea în societate prin mai multe partide independente nu există, ci doar prin partide controlate, opoziția controlată. Totul are o limită, domnule Ciolacu, și nu se poate să trăim într-un sistem care nu doar că nu ne ajută, dar ne sufocă. Democrația, statul de drept și libertatea de a alege nu au voie să fie niște concepte goale în România. Vrem alegeri libere și vrem șanse egale pentru toți cei care vor să candideze. E destul că ați abuzat de hotărârile de guvern și de deciziile Biroului Electoral Central care se bat cap în cap ca să faceți ce vă convine. Chiar trebuie să mergem și să ne adresăm celor 200 de instituții, institute și asociații pentru democrație, drepturile omului și votul corect din Europa ca să avem și noi alegeri corecte în România. Destul este destul, domnule Ciolacu, România nu este a PSD-ului. Mulțumesc mult!